Proiectul a fost selectat pe 10 decembrie 2010 ca fiind eligibil în cadrul programului operațional regional. Așa se face că, la scurt timp după depunerea proiectului, Consiliul Județean Giurgiu a primit finanțare în valoare de peste 30 de milioane de lei pentru execuția lucrărilor de restaurare și valorificare turistică a monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana și pentru modernizarea infrastructurii conexe. Activitățile de investiție vizează lucrări de restaurare a tuturor corpurilor de clădire din incinta mănăstirii, lucrări de amenajări exterioare, este vorba de spații verzi, alei pietonale, locuri de parcare, construirea unui punct de informare și grupuri sanitare, lucrări de instalații electrice și sanitare. În cadrul proiectului, managerii care se ocupă de implementarea acestuia au reușit să realizeze deja două panouri de afișaj pentru informarea publicului interesat să afle mai multe despre Mănăstirea Comana. Până în prezent au avut loc activități de promovare în cadrul proiectului. De asemenea, a fost lansată în SEAP atât licitația pentru atribuirea contractului de execuție a lucrărilor, cât și atribuirea contractului de dirigenție de șantier. Durata de implementare a proiectului este de 37 de luni.